Salutare și bine v-am găsit la un episod foarte special. Eu sunt Darius, iar în acest episod am de gând să fac ceva pentru prima oară în viața mea. Să iau ultimul costum de la incubator. Nu mă așteptam să se bage un event prin care să câștig încă un blueprint, totuși uitați că s-a întâmplat. Hai să dăm claim la acest top-up începând cu aceste 3 vouchere, apoi luăm aceste mode și am luat și acest blueprint care e super tare. Bine, e tare că l-am luat. După cum vedeți, aproape am terminat și acest elite, mă gândesc că, nu știu, poate peste 2-3 zile îl termin. Hai să dau claim all și să vedem ce chestie avem emote-ul. Apoi, următoarea chestie e destul de importantă și e o placă. Toate plăcile de la elite-uri arată bine acum. Apoi de aici nu cred că e ceva prea interesant, poate acest voucher. Ia să vedem ce mai avem, ceva foarte special, acest lucru pe care îl arată atunci când mor. Îmi place că se mișcă. Și că e legendar, apoi avem, ar trebui să fie, da, e altă placă care arată cam ca cealaltă, doar că e roșie. Și aceste 10 cub fragmenturi. Apoi avem, probabil că o să fie piatra, da, piatra este. E bine deoarece îmi va trebui și o să vedeți imediat. Și ghiozdanul. Cam asta trebuia să fie, nu? Da, e gata. Singura mea problemă e că îmi trebuie 2 Evolution Stone-uri și la cum știu eu jocul ăsta n-o să mi le dea. Dar îmi fac speranțe, hai să vedem, din primul spin ce-mi pică. E un crate, nu știu ce să zic. Am șanse să-mi pice un Evolution Stone, dar nu sunt sigur. Oh, nu, încă un blueprint? Nu pot să cred, băieți, deci am 4 blueprint-uri. Păi dăm ok și vedem ce se întâmplă mai departe. De vreme ce am mai făcut rost de un blueprint, aș putea să mai iau încă un costum de la incubator. Vorbesc de acesta pe fată. Problema e că aș avea nevoie de destul de multe Evolution Stone-uri și fără acel cumulativ top-up nu prea am cum să fac rost de atâtea. Nu știu, hai să dăm acest spin, ar fi bine să-mi pice din acesta un Evolution Stone, dar se pare că nu. Păi mai dăm 320, acum ce s-ar putea? Aș vrea să-mi pice direct 2 Evolution Stone-uri ca să nu mai fiu nevoit să mai dau spinuri. Dar uitați-vă și voi, când nu am nevoie îmi pică multe Evolution Stone-uri și când am nevoie nu-mi pică. Jocul ăsta are probleme grave. Mă gândesc să mai aștept până în ultima zi și abia atunci să dau. Deoarece nici eu nu vreau să-mi consum diamantele așa degeaba. Și avem aici un quiz pe care mă gândesc să-l fac. 25 februarie, tipa asta pe care nu o știu. Ok, chestia asta, AVM și Kalahari. Am câștigat Gunbox. Și hai să le deschidem, zic. Am 32 de cutii din astea. Totuși voi începe cu 3 cutii din astea, apoi cu 2 din astea. Ok, și chestia asta, apoi cu încă 3 din astea. Oricum nu pică nimic bun din ele. Hai să deschidem și această cutie. Pe aceasta nu deschid deoarece am toate hainele de aici. Deschidem și 3 cutii din astea. Apoi mai avem încă 3 cutii din astea. Oricum știu că nu-mi pică nimic permanent. Nu știu de unde am cutia asta, dar hai să o deschid. Aceste 3 cutii de cataclism și ultima cutie de aca. Uuu! Mi-a picat o armă permanentă. Bine, chiar dacă deja aveam skin pe SKS, nu contează. E bine că mai am încă unul și o să mă uit imediat ce îmi dă. Foarte bine. Și hai să deschidem și chestia asta. Deschidem și 5 boxuri din astea. Unul de aici și încă unul. Hai să deschidem și un bundle, deoarece oricum am 2. Ia să vedem ce îmi dă acel skin pe SKS. Deci îmi dă magazine, dar scade din rate of fire. Sincer, tot cred că acesta e mai bun. Apoi la emote, ia să-l vedem pe cel pe care l-am primit. Deci acesta este... destul de interesant și o să-l schimb cu acesta. Ok, e gata. Acesta este lootbox-ul, iar plăcile sunt acestea două. De vreme ce am deschis acele cutii, am primit aceste chestii. Posibil că în următoarea parte a acestui videoclip voi termina și Elite Pass-ul. După cum vedeți, am făcut și acest turnament. 3300 de doctaguri, chiar e foarte bine. De data aceasta am jucat și eu. Deci hai să luăm goldul și aceste etichete. Cred că am undeva la vreo 5 diamond vouchere, doar că nu pot să le dau deoarece e chestia asta enervantă. Totuși am un spin la Weapon Royale din care pică chestia asta. Totuși îmi crește lucky-ul. Oare primesc ceva de aici? Sunt multe costume ok, dar multe sunt așa pur și simplu nașpa. Hai să dăm 70 de diamante să vedem cum e. Sunt destul de curios, deci acum ce avem? Oh, am primit chestia asta. Deci pe ce am dat 70 de diamante? E la Steel Rewards. Ok, totuși îi dau claim. Ok, hai să-i dăm claim. Oricum, ce puteam face?
Și mai dăm încă 70 de diamante la urma urmei, cine știe? Cine putea ghici că vom primi aceste lucruri în nașpa? Dăm confirm, asta este. Și nu mai am de gând să dau diamante pentru că le pierd. Aici voi da 10 spinuri pentru că așa vreau. Și am nevoie de acel Diamond Royal pur și simplu pentru episodul următor. Păcat că mi-a dat cineva invite fix acum. Deci nu mai pot vedea ce am primit, nu? Păcat. Deci acestea sunt lucrurile pe care le-am primit. Cam urât, dar asta este. Sunt foarte multe misiuni acum și e foarte greu să le faci pe toate. Nici nu știu ce o să fac. Totuși, hai să deschidem crate-urile. N-am mai văzut această armă. Rate of fire. Destul de bine. Și aici avem pe MP40. Hai să sperăm că-mi pică. Din păcate nu mi-a picat. Apoi avem aici pe FAMAS. Din nou nu mi-a picat. Iar acum pe SCAR poate nu-mi pică. Aș putea să iau ghiozdanul. Dar parcă mă interesează și acest costum, deoarece arată chiar bine. Dar totuși, ghiozdanul mă interesează mai mult, așa că o să-l iau. Asta e, n-o să iau hainele acum, poate altă dată. N-am ce să fac. Îmi place prea mult ghiozdanul ca să nu-l iau. După cum vedeți, am diamantele pregătite. Din păcate, nu am prins reducerea. Nu am reușit să filmez în ziua în care era reducerea. Deci, trebuie să dau 320 de diamante, nu? Ok, din 320 de diamante... Vă rog, spuneți-mi că o să-mi pice măcar două pietre. Văd că acum n-am primit niciuna, încă nu am primit nicio piatră. Oh, deci cum se întâmplă că fix când am nevoie de pietre nu-mi pică? Adică mi-explică și mie cineva? Da, băieți, ultimele încercări chiar acum. Oh, din greșeală am deschis cutia. Cred că în cazul în care n-o să-mi pice pietre o să fiu nevoit să iau acest costum. Adică da, arată bine, dar nu mă pot lăuda că am făcut și eu rost de al treilea costum. Plus că am dat foarte multe diamante și mă cam oftic. Ok, am luat o piatră, doar una. Asta înseamnă că aș putea lua acest costum pe băiat și acest costum pe fată. Bun, deci am 4 blueprinturi și 6 pietre. Dacă iau acest costum, o să mi rămână 2 blueprinturi. Deci nu o să pot lua un blueprint din următorul incubator. Și hai să facem o mică comparație. Părul arată bine, masca arată bine, această haină arată bine, pantalonii sunt super și adidasii super. Iar aici părul e la fel, doar că e mov. Ochelarii sunt cam basic așa și cam tot, sincer, cred că totul este la fel, doar că culoarea diferă. Adică între asta și asta, da, cred că aș alege acesta. Dar doar deoarece e ceva mai rar. Deci hai să dăm exchange și e gata. Ok. Și îi dăm open. Imediat o să-i dau și echip. De fapt aș putea să fac asta chiar acum. Sincer, chiar îmi place cum arată. O să-l păstrez și o să-l țin mult timp. Sunt sigur de asta. Apoi aici, după cum vedeți, am terminat și acest Elite Pass. Hai să dăm claim all. Normal, atracția principală, costumul. Și în rest nu avem cine știe ce chestii. Dacă tot mă pun pe deschis crate-uri, zic hai să o facem ca la carte, nu? Avem 3 cutii din astea, nu pică nimic permanent. Avem o cutie din asta, nu pică nimic permanent. Apoi avem 8 cutii din astea pe care o să le deschid una câte una, chiar dacă sunt destul de sigur că n-o să pice ceva permanent, care ar fi șansele? Ar trebui să-mi arate șansele. Cred că ar fi mai ok. Aș ști și eu care sunt șansele și cât de mult se merită să dau diamante pe o cutie, zic și eu. Și ultimele cutii, 4 cutii din astea, nimic permanent. Nu e ca și cum aveam mari așteptări sau cine știe ce. Și dacă tot, hai să deschidem și acest bundle. Are doar 4 chestii, destul de trist. Ok, a venit timpul și pentru gameplay. După cum vedeți, din păcate filmez gameplay-ul după ce s-a dat update-ul. Și da, mă joc la Cold Steel pentru că chiar îmi place acel mod de joc. E ora 7, iar eu mai am de editat doar acest mic gameplay. De ce zic mic gameplay? Deoarece am văzut că am făcut 9 minute de spart diamante, deschis crate-uri și chestii de genul. Ceea ce e uimitor. Adică totuși sunt 9 minute. Iar eu sper ca până la 10 să apară acest episod, deoarece am totul pregătit, mai trebuie doar să filmez și să editez acest gameplay. Și nu cred că o să fie foarte greu, deoarece e doar un match de Cold Steel. Cel puțin eu nu sper să fie greu. Oare pot să-l omor? Bun. Ok, mai e și tipul ăla. Mai e și tipul ăla. E destul de ușor. N-am ce zice. Păcat că unii chiar stau AFK, adică de ce ai sta AFK? Și e prea ușor să faci kill-uri așa. Ok. Oh, ia să vedem, îl omor eu pe el, mai e și tipul ăsta.
Oricum, cred că se aude și în vocea mea că e ora 7:30 dimineața, dar totuși nu pot posta un episod în care doar sparg diamante. Dacă de la început aveam episoade cum spărgeam diamante iar apoi mă jucam, nu înțeleg de ce n-aș mai face asta și acum. Ha, ce mă enervează tipul ăla? O omor pe acea tipă? Mai e și tipul ăsta? O, vai, încep să nu mai câștig. Bine, mai sunt ăștia AFK, deci îi omoră repede. Ok, de la depărtare e destul de greu, dar nu e imposibil, nu? Ha, m-am simțit ca un villager din Minecraft. Oricum, pe aici cel mai bine e să fugi în zigzag. Cel de pe locul 2 e destul de departe de mine, adică, na, chiar cred că o să câștig. Ok, și mai trebuie încă un kill. Unul, chiar acesta. Și cam asta e. Oare merge să zic că am spart diamante 9 minute, iar apoi am făcut un buia? Păi, de ce nu? Adică cam asta e adevărul. Deci tipul ăsta a fost pe locul 2. Oricum, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!